Fiind o zi de binecuvântări, consider potrivit să citesc cele scrise în Psalmul 115, de la versetul 11. Cei ce vă temeți de Domnul, încrediți-vă în Domnul. Domnul și-a adus aminte de noi, El va binecuvânta. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și dacă Dumnezeu ne binecuvintează, atunci să încheiem cum se cuvine cu ultimul verset din Psalm, această urare, noi, și repetă noi, să ne angajăm, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul! Vreau să vă reamintesc în câteva cuvinte ceea ce am discutat în părtășiile noastre anterioare legat de relațiile familiei. Vineri seara am făcut un scurt istoric al relațiilor familiei și în mod deosebit am punctat problemele care apar în vremea noastră când datorită globalizării familia se vrea a fi transformată în firmă, datorită noilor orientări sociale și filozofice, se vrea a fi distrusă structura familiei de tată, mamă, copii. Totodată, societatea noastră îndepărtată de Dumnezeu are un atentat foarte grav la morala biblică și avem de-a face cu familii fără etică. Pe acest fond, imoralitatea diversificată, divorțurile și controlul nașterilor distrug familiile. Este o luptă fățișă împotriva ceea ce este numită familia clasică sau, corect spus, familia biblică, așa cum a fost creată, rânduită și vegheată de Dumnezeu. Și aminteam într-un al patrulea și ultim rând că tehnologia vremii, lumea virtuală, vrea să transforme familia doar în indivizi, fiecare să gândească pentru sine, să se iubească pe sine și familia să nu mai fie marcată de altruismul specific care face ca ea să existe, de dragostea care e lăsată de Dumnezeu. Arătam în paralel că Dumnezeu ne-a creat ca familii, ca să împărtășim natura sa și să avem o perspectivă eternă. Și dea bunul Dumnezeu, așa să gândim. Ieri dimineață am vorbit despre relația celor două legăminte. Un legământ pe care îl avem cu Domnul, încheiat în momentul botezului, și un legământ cu partenerul de viață, ce datează din momentul cununiei. Pentru favorizarea acestor legăminte, recomandam un timp special de părtășie sfântă acasă. Acasă fiind biserica cea mică, aici fiind familia cea mare. Pentru că familia și biserica au acel unic scop, ca noi să creștem, să ne înmulțim, împărăția lui Dumnezeu să crească și să ajungem să stăpânim cu El pentru vecii vecilor. Dumnezeu vrea să împartă cu noi gloria eternă. Și aminteam apoi într-o a doua aplicație că trebuie să avem relații sufletești, o comunicare foarte prietenoasă, care face bine sufletului nostru. Și în ultimul rând am amintit că relațiile de familie trebuie să conțină și dăruirea fizică prin muncă și prin tot ceea ce a binecuvântat Dumnezeu existența noastră ca și trupuri. În dimineața aceasta, prin Harul Domnului, vreau să vorbim despre relația părinților cu copiii necăsătoriți. Toți cei care aveți copii încă necăsătoriți, mă situiesc și eu încă printre dumneavoastră. Avem și copii căsătoriți și necăsătoriți. Ca text de pornire, vreau să citesc doar două versete din Cartea Proverbele, capitolul 31. Versetele 2, 1 și 2. Cuvintele împăratului Lemuel. Ce-și amintea un rege despre discuțiile care le-a avut mama lui cu el? Învățătura pe care o dădea mama sa.
Și apar aici trei întrebări pe care vreau să ni le punem, nu doar în dimineața asta, ca părinți, ca tați și ca mame. Ce să spun, fiule? Ce să spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Nu știu dacă mămicile care au dus copilașii la binecuvântare și dumneavoastră a făcut vreo juruință, așa ca Ana. Doamne, dacă îmi dai un copil, ți-l dăruiesc. Poate aveți doar vise pentru copiii dumneavoastră. Aș vrea din copilul meu să ajungă un om deosebit. Tații, poate cu atât mai mult, vă doriți ceva. Putem să gândim mai profund, mai înalt. Ce și-ar dori Dumnezeu să devină copiii noștri? Este scris în cartea Geneza, capitolul 5, că Adam și Eva au avut mai mulți copii și apare acolo o mențiune. Copiii au fost creați, născuți după chipul lor. Cu siguranță copiii lui Adam nu semănau pe bunici, că n-aveau. De atunci lucrurile s-au extins și copiii noștri poartă o moștenire genetică, parte de la părinți, parte de la alte generații anterioare până la protopărinții noștri. Dar pe lângă pachetul genetic, știți, în general copiii seamănă pe părinți. De exemplu, de regulă, prima fată seamănă pe tată, primul băiat pe mamă, dar poartă diferite trăsături. Există o concepție care are loc după naștere. Pentru că familia este laboratorul elaborării personalității unui om. Vrând nevrând, se transmit foarte multe de la părinți. Și societatea își lasă amprenta. Vor fi influențați de mediu, de lumea spirituală, de lumea fizică. Dar noi să ne întrebăm, așa cum se întreba această mamă înțeleaptă, eu ce pot face pentru copilul meu? Cred că sunteți niște părinți interesați de copiii dumneavoastră. Amin? Vreau două chestiuni să abordăm în dimineața aceasta. În primul rând, să vorbim despre un sistem de valori. Spune în 1 Timotei 1:7 că unii nu știu ce urmăresc. Vrem să fim pasionați de copiii noștri, dar prima întrebare este ce vrem să devină? Adică ce le vom spune? Ce urmărim? Ce scop avem? În ce privește sistemul de valori, aș vrea, stimați părinți, să implementăm în mintea copiilor noștri, să ne luptăm, să-i facă să facem să înțeleagă că viața este mai de valoare decât toate bunurile ce se pot deține în ea. A spus Domnul Iisus, vorbind unor oameni care se frământau, și poate ca părinți vă gândiți ce vor avea copiii noștri, este mentalitatea vremii acesteia, trăim într-o lume în care problemele economice vor să-și pună accentul, citesc Matei capitolul 6, cuvintele Mântuitorului, care a zis, versetul 25, nu vă îngrijorați de viața voastră. Dar interesant, oamenii se gândesc la aspecte de genul, ce vor mânca, ce vor bea, cu ce se vor îmbrăca, unde vor locui, ce profesii vor avea, se vor descurca sau nu. Și spune Domnul următorul cuvânt, viața este mai mult decât hrană. Vă amintiți ce a spus diavolul în discuția aceea din cer pe seama lui Iov după ce și-a pierdut toată averea? Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar asta se observă la oameni numai în momente critice. Există un episod în Vechiul Testament, cartea a doua, Împăraților, capitolul 7, când sirienii înconjurau Samaria, Dumnezeu a făcut să sune un vuiet. Ei s-au speriat, s-au șocat, a intrat groaza în tabără și scrie în versetul 7, s-au sculat, au luat-o la fugă în amurg, să pleci la drum seara, nu indicat, să mai și fugi. Dar așa au fost de turmentați de cap, încât scrie că și-au lăsat corturile, cai, măgari, mă mir de ce n-au fugit cu cai. Tabăra așa cum era, n-au luat nici mâncare, au lăsat-o acolo tot.
au fugit ca să scape viața. Atunci când e vorba de viață, lași cai, lași haine, lași tot. Să ne amintim de un alt episod, cartea Genesa 47. Oamenii au consumat întâi din rezervele lor, s-a terminat grâul din cămară. Ce facem? S-au dus la Iosif, au dat toți banii, n-aveau ce mânca, viață. Aduceți animalele, toate până la ultimul măgăruș s-a vândut. Nu mai avem nici animale, aduceți pământurile. S-a vândut ultima palmă de pământ, n-avem mâncare. Vindeți viața, trupurile voastre, veți deveni robii lui Faraon, fără comentarii. Este viața mai de preț decât toate bunurile ce se pot obține în ea? Dar noi conștientizăm asta în permanent sau numai în situații critice ca oamenii ăștia? Vreau să rețineți și vă doresc să vă dea Dumnezeu înțelepciunea lui Ionadab, fiul lui Recab. De ce? Vă citesc din Ieremia 35. A avut o gândire tatăl ăsta și a spus copiilor lui, a implementat acest sistem, a fost ascultat, purtat din generație în generație, mare succes. Ieremia 35 de la versetul 6. Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă. Să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case, să nu sămânați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră locuiți în corturi. Dacă s-ar fi oprit porunca aici, poate s-ar fi întrebat fiii lui și toți ceilalți din jur, ce tată ăsta? Să nu se bucure copiii de viață, să bea vin, să nu aibă și ei o casă, să nu aibă toate lucrurile puse la punct. Ce l-o fi apucat pe ăsta? Ca și cum tatăl ăsta le-a învățat să n-ai asta, să n-ai asta, să n-ai cealaltă. Dar cuvântul lui Ionadab a continuat cu următoarele. Ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini, pe tatăl ăsta nu l-a interesat ce vor avea copiii, l-a interesat să-i trăiască. Că viața e mai mult decât hrana și toate celelalte. Care e ideea de aici? Eu cred că recabiții au fost un neam mai mic. Și în vremea aceea nu era unul să aibă grijă să trimită trupe. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu cetatea Lais. Era ca o grădină a Edenului, s-a aflat, au năvălit peste ei, au omorât și l-au luat loc. Și cred că Ionadab a gândit ceva de genul, măi copii, dacă voi o să vă îmbătați, voi nu o să gândiți bine, pierdeți, știți că vinul e mintea, voi o să pieriți, o să vă distrugeți. Dacă voi o să aveți case mari, alții o să vă râvnească locuințele, o să vină dacă o să aveți terenuri întinse, ca madianiții, cum scrie în Judecător 6, și o să vă omoare și o să vă ia recoltele. Voi să trăiți în așa fel încât nimeni să nu râvnească la voi și să încapeți pe lângă oricine. De să schimbă regimul ăsta, trăiți cu el, vine al regim, a, pe săracii ăștia, dă-le pace. Că scrie în Biblie, în cartea Ieremia, cred că vă amintiți, când a venit Nebucadnețar, pe cine o dus robi? Ce case o distrus? Pe cei mai deștepți, casele mai mari și pe cine o lăsat în țară? Pe cei mai săraci din popor și apare o mențiune în Ieremia, care n-aveau nimic. Și între ei s-au aflat și recabiți. Și ăștia au scăpat. Și a făcut Dumnezeu niște promisiuni în cartea lui Ieremia. Vă dau ca pradă de război viața. Ce dorim pentru copiii noștri? Să supraviețuiască prin timpul ce va veni sau să aibă ceva doar? Viața e mai de preț decât toate. Dumnezeu să ne dea priceperea asta. Un al doilea principiu, tot legat de sistemul de valori. Caracterul, virtuțile sfinte sunt mai de valoare decât orice abilități și capacități profesionale. Ce vom vrea să devină copiii noștri? Buni mecanici? Medici renumiți? Avocați de frunte? Sau oameni de caracter? Sper să n-avem de face cu vreun părinte care râde când observă cât de isteți
a fost băiatul și ce minciune a spus. Sper că nu este vreo mamă care să se bucure de fată care a știut să se prezinte ca și o tânără așa din societatea seculară, cum a știut ce gusturi a avut să se îmbrace și să fie diplomat vreun băiat sau vreo fată. Cartea Proverbele ne stă la îndemână. Dragii mei, spune Scriptura aici, începând de la capitolul 1, de ce a fost scrisă cartea asta? Versetul 2, pentru cunoașterea înțelepciunii. Versetul 3, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați ajerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Și trec în capitolul 2, unde scrie că toată lupta pentru dobândirea înțelepciunii are de-a face cu aceste calități. Versetul 7, El, Dumnezeu, dă izbândă celor fără prihan, este un scut celor ce umblă în nevinovăție. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Căci înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Deci un tată care a urmărit copilul lui să învețe dreptatea, buna cuvință, mila și așa mai departe, calități fiind. Și scrie tot aici în capitolul 1, de exemplu de la versetul 10, se ia în calcul riscul ca alții să vină și să-l învețe șmecherii, lăcomii. Noi avem de ales. Și îmi pare rău să spun că sunt părinți care tare mult se luptă copiilor să devină buni profesioniști. Ba încă unii au și nechipzuința să creadă că și copiilor pot să devină buni sportivi. Dar care dintre noi urmărim copiii noștri să devină oameni de caracter? Cum zice în 1 Petru capitolul 3, pentru femei, valabil pentru fete. Să nu caute doar chestiuni de exterior, ci un duc blând și smerit care este de mare preț. Dacă o fată, și asta sub auspiciile mamei, crește doar cu ideea că este frumoasă, și nu dobândește minte, apoi ce spune cartea Proverbe 11:22? Femeia frumoasă și fără minte este cum nu-mi place să spun că este. Dacă nu înțelegem ce are valoare, atunci revin la ideea aceea, ce urmărim? Ce vrem să devină copiii noștri? Ne doare dacă au luat o notă slabă? Da, să dea bunul Dumnezeu să fie toți premianți. Dar mai tare trebuie să ne doară când aflăm că și copilul nostru a mințit. Când fata noastră, nu-i problemă că nu s-a calificat la știu eu ce fază națională la matematică. N-ar fi o problemă. E mare durere când fata noastră n-a înțeles să-și păstreze curăția, puritatea. Nu este o problemă că n-a reușit să facă un eseu la limba germană și nu se descurcă atât de bine. Fiecăruia a dat Dumnezeu cu măsură, la altul mai puțin, la altul mai puțin. E mare problemă când copiii noștri se ceartă între ei. Ce urmărim în sistemul de valori? Vreau să închei ideea asta afirmând că trebuie să ne fie clar și nouă și copiilor noștri că în împărăția lui Dumnezeu este un anume sistem de valori. Și în lumea asta este un alt sistem de valori. Vă citesc cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Luca, capitolul 16, care spunea, citesc versetul 15, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor. Adică există uneori ispita asta, să credem că putem poza bine și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu funcționează. Cine vrea să ia de la Dumnezeu premiul, diavolul nu o să dea nici mențiune. Și invers. Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile și ascultați principiul. Pentru că ce este înălțat între oameni, șmecheriile, mândria,
politicianismul este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ori. În cartea Proverbele este scris, vă citesc capitolul 29, versetul 27. Omul nelejuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Adică trebuie să ajutăm copiii noștri să înțeleagă că dacă vor avea calități sfinte, s-ar putea în lume să nu fie apreciați. Dar Dumnezeu se va lăuda cu ei în cer, acum și cu atât mai mult pentru eternitatea viitoare. Trebuie să-i conștientizăm că avem de-a face cu două sisteme foarte diferite. Spune în cartea Proverbele, vă citesc din capitolul 19, de la versetul 1. Mai mult prețuiește. Întrebarea este la cine, unde prețuiește? Săracul care umblă în neprihănirea lui. În societate prețuiește săracul, care așa de corect este și de cinstit, de nu înșeală cu un leu. Nu, e prețuit în societate, nu o să scrie ziarele despre el asta. Nu o să apară în top. Decât un bogat cu buze stricate și nebun. Bogații o să fie lăudați. Uite cât tare este în topul miliardarilor. Scrie în Roman capitolul 1 că oamenii au ajuns nu numai să comită păcate, dar și să găsească de buni pe cei ce le fac. În lumea asta sunt lăudați politicieni care mint, care au mai multe căsătorii, care au o viață duplicitară în toate privințele. Trebuie să ajutăm pe copii să înțeleagă că e cu totul altceva ce urmărim noi și ce vrea Dumnezeu. Spune Scriptura în Romani, capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți spre noirea minții voastre, asta în primul rând noi părinții, și să urmărim acest obiectiv în mintea copiilor noștri, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Citesc 1 Ioan capitolul 2, căci tot ce este în lume, lumea are ca stăpânitor pe diavolul. El promovează sistemul lui de valori, de la minciună la crimă. Nu este de la Tatăl, ci din lume. Și în a-i ajuta pe copiii noștri să accepte, să adopte sistemul de valori care nu-l au copiilor, și se va vedea diferența asta. Să le amintim ce scrie aici, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. De aceea v-am spus că noi să dorim pentru copiii noștri nu ce vor avea, ci existența lor. Dar asta e legată de caracter, căci la Dumnezeu n-are trecere, numai neprihănirea. În ziua mâniei bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Doamne, dă-ne harul acesta să pricepem că tot ce este în lume e de unică și puțină folosință, dar tot ce are valoare înaintea lui Dumnezeu este pentru veșnicie. Cum zice poetul, unde-s marele vedete, cântăreții sau actorii sau savanții cu renume sau vestiții luptători? Unde lumea umilită cât și lumea de elită, care a căzut în luptă, în puternica ispită? Unde sunt? Să nu le prezentăm ca valori copiilor noștri niște actori, niște sportivi, niște oameni puternici, bogați, că aceștia nu sunt fericiți, nu sunt de valoare, nu sunt de calitate. Să putem avea în mintea noastră o gândire ca David, care spunea în Psalmul 16, sfinții care sunt în țară, oamenii vabrioși sunt toată plăcerea mea. Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Așadar, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să avem un sistem de valori după gândirea divină, care este totalmente diferit față de ceea ce este în lume. Amin. Trec mai departe și vreau să devin practic. Cum putem să obținem așa ceva? Să aprecieze copiii noștri corectitudinea, nu banii, frumusețea interioară,
nu cea exterioară. În primul rând, citesc din cartea Proverbe, capitolul 4. Trebuie să ne relaționăm la copii potrivit cu etapa de vârstă în care se află. Pentru mine, Proverbe, capitolul 4, sunt amintirile din copilăria lui Solomon. Citez de la versetul 3. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu ginga și singur la mama mea, deci încă nu se născuse următorul. A intrat tata pe rol și zice, el mă învăța atunci și îmi zicea. Dar nu asta e prima etapă. Și pentru mame, asta e numai pentru tați prima. Pentru mamă este și perioada prenatală. Surorile astea, în urmă câteva luni, aveau bebelași în pântece, poate sunt altele aici care îi aveți. Cum vă raportați la perioada aceasta? Scriptura spune prin exemplul mamei lui Samson, a mamei lui Ioan Botezătorul, că e foarte important și ce mănâncă mama. O fi important și ce filme vede mama? O fi important dacă mama e cu pace sau se ceartă? Să nu spuneți că e mai important ce introduce în stomac decât ce introduce în minte. E foarte important cum ne raportăm la fiecare etapă. E un pachet genetic ce îl transmitem, direct sau indirect. Că zice în Ezechiel 16, cum e mama, așa și fata. Intrăm ambii scenă, după naștere. Tata, mama, în Proverbe scrie din învățătura tatălui, din învățătura mamei, într-un mărle, sfatului, unuia, altuia. Să te poți pleca la copiii tăi și să povestești cu ei așa ca și cu niște bebelași. Apoi, copiii se trece de perioada de alăptare. Apropo, am citit într-o statistică că româncele astea din România, nu vă cuprindea statistica și pe dumneavoastră, sunt pe ultimul loc în Europa în ce privește durata alăptării. Organizația Mondială a Sănătății recomandă minim 2 ani de alăptare. În istorie se spune că unele mame au alăptat până la 5 ani. E o perioadă în care sunt copiii foarte legați de dumneavoastră. Așa că nu vă grăbiți să vă duceți la serviciu. Stați cât mai mult în perioada asta, că e foarte benefică pentru copii. Perioada asta preșcolară e foarte importantă. Să implementăm un asemenea sistem în mintea copiilor noștri. Să fim foarte aproape de ei. Tot mereu pe genunchii noștri. Scriptura spune în Deuteronom 6, când vei fi acasă, fă-ți timp să fii acasă. Nu adu doar o fată să îngrijească de copii și apoi repede îi dai la educatoare și la învățătoare și așa mai departe. Noi, mamele, ce v-am citit din Proverbe 31? Ce să spun, fiule? S-a frământat, ce să-i spun? Îi spune până la în brațe. Spune-i tot ce știi, tot ce crezi că e mai bun, toate valorile care vrei să le transmiți. A întrebat într-o zi un băiețel, nu știu dacă de la el citire sau mama i-a suflat asta. Îl ținea tata pe genunchi, era așa de vreo 3 anișori. Vorbea deja bine. Zice, tata, tu ești de la casa asta sau nu? Că tata era mult plecat. Să dea bunul Dumnezeu să fim de la casa asta. Că nu-i nimic mai de valoare decât viața copiilor noștri. Și deam despre o doctoriță că și-a abandonat, să spun, profesia, cel puțin până urmea să-și crească copiii. Și-a dat un anunț că și-a schimbat profesia cu una mai înaltă, de transformarea unor homo sapiens în fii al lui Dumnezeu prin dobândirea valorilor iudeo-creștine ale Bibliei. Dar cei de afară au zis, cum adică să-ți lași profesia? Puteai să dobândești specializări? Deci nu, funcția de mamă e mai înaltă. Ăștia care îi tratez, mai le lungesc viața și mor, dar eu mă lupt pentru niște copii care vreau să trăiască veșnic. Stimate mame, taților,
ce ne-a dat Dumnezeu în mâini. Spune Scriptura în Deuteronom 6, vă citesc cuvintele din lege, de la versetul 6, poruncile pe care ți le dau să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Ei sunt pagini goale, noi suntem tipografia răspunzătoare de tipărirea acestor valori sfinte, potrivit cu etapa de vârstă. Când încep să meargă copiii la școală, deja intrăm în bătălii, vor fi învățați alte noțiuni, alt sistem de valori. Când vin acasă, noi îi luăm și încercăm să rămână numai ceea ce e necesar pentru viață, chestiuni de ordin profesional, dar abordate ca niște chestiuni de ordin secundar, să rămână prioritar cele de ordin sacru. Copiii noștri cresc mai mari, adolescenți, se pregătesc pentru căsătorie și în Proverbe 31 avem sfaturi date de o mamă pentru fiul ei cum să abordeze fetele sau cum să nu se lase aborda de fete. Voia să facă din fiul ei rege și a reușit. De-aia Bunul Dumnezeu toți copiii noștri să împărățească pentru vecii vecilor. Ce scop binecuvântat! A putea să ne educăm copiii pe etape de vârstă și să nu-i pierzi când merg la școală, să nu-i pierzi când devin adolescenți, e mare profesionalism. Nu vei putea numai dacă tu vei avea valori. Copiii pe măsură ce cresc, acasă n-ai cum să joci teatru, te vor vedea. Și dacă tu vei spune copiilor tăi să nu mintă, ei te vor prinde când vei minți pe soția ta. Și vor spune, deci se poate minți numai să scapi să nu primești bătaie, să nu te fii pedepsit. Ce sens are asta? Țineți minte, a putea să fie ascultat de copii când pleacă de acasă, când vor fi plecați poate și din țară, asta e cel mai mare har pentru un părinte, să fie ascultat de la distanță. Zice în Filipeni capitolul 2, citesc cuvintele apostolului, el era în închisoare, nu mai putea să meargă la Filip. Dar credincioșii aceștia au fost atât de credincioși încât le scrie, citesc Filipeni capitolul 2, versetul 12, și m-aș bucura versetul să-l puteți spune copiilor dumneavoastră. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai că sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Auzi? Da, e ceva normal. Când sunt părinte de față, copiii sunt mai puțin atenți. Grijește tata și mama. Dar când sunt singuri, dacă au respect pentru ce i-a învățat tata și mama, căci respectul este rădăcina ascultării, atunci vor fi mai atenți. Acum nu-i mama să-mi facă observații, nu-i tata lângă mine, să țin cont. Dar asta nu se poate numai dacă am urmărit valori și le-am trăit noi, pentru că spune Pavel 2 Timotei capitolul 3, vă citesc de la versetul 10, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, tu le-ai urmărit îndeaproape. Deci nu se poate ca un copil să nu te urmărească. Spunea un tată, când cineva l-a întrebat, băi, facem o afacere, eu zis, pst, sunt urmărit de un puște. Nu-mi permite, stai cu ochii pe mine, măi. Asta e problema. Tot aici îi scrie Pavel că își cunoștea Scripturile din pruncie, că ce a avut o bunică credincioasă, o mamă credincioasă, la care se putea urmări și învățătura și purtarea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu până învățăm pe copii să ne desăvârșim și noi. Eu mai le spun uneori copiilor noștri căsătoriți, când îmi spun, uite, trebuie să avem grijă de copii și așa, zic, ăștia mă ajută pe mine. Ce n-a reușit eu, mă ajută ei, nepoți. Că vă învață să fiți smeriți, să vă trudiți, să învățați pe ei și toți împreună ne ajutăm. Să ne dea Bunul Dumnezeu așadar harul să putem să ne ocupăm de copiii noștri de când sunt concepuți până când se căsătoresc. Atunci, în mod oficial, va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. Și cu ce le-am dat,
pleacă. Vorba unui filozof grec când părăsa cetatea în fața unei invazii, cu mâinile goale. Și zice, da, nu iei cu tine bunuri? Și au zis, tot ce-i de valoare am luat, celelalte dă-le pace. Pentru că viața e de valoare și calitățile sfinte, Doamne ajută-ne! În al doilea rând, tot ca o aplicație practică pe lângă abordarea copiilor potrivit cu vârsta. Nu uitați că noi am vorbit ieri dimineață de relația celor două legăminte. Și doar aceste două lucruri le mai spun. Noi trebuie să inițiem pe copii să intre în relație cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Am fost în timpul orei de rugăciune puțin la o grupă de adolescență a dumneavoastră. Apropo, care aveți copii acolo, discutați cu ei ce au înțeles. Și le-am spus că e foarte important la vârsta lor, dar cu cât mai repede, cu atât mai bine, să-i punem pe copii față în față cu Dumnezeu, să-i conștientizăm de nevoia nașterii din nou, de faptul că ei vor da socoteală lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi așteaptă să comunice cu El. Și vă citesc pentru asta din Scripturi. Cartea 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9. Sunt cuvinte adresate de David, fiului său Solomon. Și tu, fiule Solomoane, discutând cu el. Deci, toată învățătura noastră trebuie să aibă ca prim scop, repet, pe etape de vârstă, nu le ținem teologie la 3 ani, atunci le povestim de isprăvile lui Dumnezeu. Învățăm cântări, intrăm în teologie pe măsură ce trec ani, teologie mai aprofundată. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău. Adică, măi băiet, tu nu trebuie să mă privești doar pe mine. Tu trebuie să analizezi ceea ce spun eu, să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, să te rogi Lui, să știi că-și cartea asta e a Lui, El a scris-o, are Dumnezeu pentru noi un plan, la tot ceea ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar ascultați ce frumos scrie aici. Slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Tu trebuie să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, dragul meu, băiat sau fată, și să-I slujești. Dar să-L încredințăm de acele valori, virtuții de care spuneam, scrie așa, căci Domnul cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Să le spunem copiilor noștri, nu încerca să fiți farisei, mai copii. Ieșim în față, cântăm și Dumnezeu ne vede. Se mai întâmplă unii părinți așa, dădeau câte 10 lei la copii să spună o poezie. Gata, s-au ales cu bani și cu plătuță de la Dumnezeu. Dacă ești curat și corect, Dumnezeu îți primește slujirea, dacă nu? Undeva într-o familie locuiau la bloc, era o zi frumoasă și mama a hotărât să-i scoată în parc. Dar părinții încercaseră să-i pună pe copii pe măsura creșterilor față în față cu Dumnezeu. Și un băiețel nu vrea să iasă, deși în general era foarte zburdalnic. Măi, băiete, ce vrei să ieși? Zice, azi mi-am făcut freză să nu mă vadă Dumnezeu. Avea el o idee, dar l-a raportat la mintea lui. Asta e marea problemă. Nu dacă află tata sau mama, sau dacă nu află, sau dacă va afla poliția, sau dacă nu va afla. Copii, tot ce facem se vede. Cum se spune în întâmplarea aceea că tata a luat noaptea pe băiat să fure ceva de pe câmp și a zis, tu păzești încoace, frate tău în cea parte, și unul din băieții a zis, tată, dar în sus cine se uită? Asta e marea problemă. Dragi copii, cunoașteți-L pe Dumnezeu, El vă pătrunde, vă știe toate nevoile, Dumnezeu știe cât sunteți de sănătoși, câtă înțelepciune v-a dat, Dumnezeu are pentru voi un plan, trebuie să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Și ceva frumos ce scrie mai departe, dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Și nimic nu-i mai frumos pentru un părinte decât să fie conștient că și copilul lui l-a aflat pe Dumnezeu. Că-și fetița ta la 7, la 10 ani, s-o găsești rugându-se. Se spune, Doamne Iisuse, am nevoie de ceva, și să aibă experiența ei cu Dumnezeu. M-am rugat și m-a ascultat. Apoi când va fi să se mărite, nu trebuie doar tu să o sfătuiești, frații să facă recomandări. Va avea ea relația ei cu Dumnezeu. Băiatul va ști, îl vei vedea aprofundat citind în Scriptură.
Îmi spunea o mămică după o întâlnire de tineret, zice, azi a venit fata noastră acasă și mi-a zis, mama, ce am înțeles? Dumnezeu chiar e interesat de mine. Zice, dar mai înțelegi ceva? Că dacă vreau să mă dau pe bune cu Dumnezeu, trebuie să gândesc altfel decât colegile mele de la școală. Da, acesta e adevărul. Și mai atrage David atenția lui Solomon asupra următorului aspect. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă îl vei părăsi, te va lăpăda și el pe vecie. Încearcă să-l cunoști pe Dumnezeu, să-l cauți. La adolescenți le-am dat textul cu Iosea, 2 Cronici 34. A început să-l caute pe Dumnezeu tatălui său David. Asta e o frumusețe. La noi la Arad, într-o emisiune la radio, o profesoară a spus ce experiență a avut cu o fată care urma să se pocăiască. Era pe clasa a 9-a sau a 10-a să se boteze. A fost momentul corectării tezelor la limba română și fata asta a spus, doamnă profesoară, vă rog să-mi dați nota 1, la noi nota 1 cea mai mică, că am copiat. Și profesoara, pentru că era o elevă bună și nu avea nicio antipatie, zice, dar și alții au copiat, nu i-am prins, de când sunt eu profesoară, câți nu m-au copiat pe mine? Nu, nu, doamna profesoară, să-mi dați nota 1, că așa e drept. Măi, fată, dar ce te-au apucat așa ceva? N-am mi s-a întâmplat de când lucrez în învățământ. Ce-i cu tine? Eu mi-am mărturisit starea înaintea lui Dumnezeu și singurul lucru pentru care mă mustră conștiința că v-am furat și v-am mințit, dați-mi unul că vreau să mă rog liniștit. Duminică urmează să mă botez și asta mă face să mă mustre conștiința. Da, asta înseamnă să ține copiii noștri la valori și să-L cunoască pe Dumnezeu. Vei vedea că va veni copilul tău, safica ta și va spune, mama, te-am mințit cu 50 de cenți. Într-o adunare, când s-au adunat colecta, un băiețel, poate mai sărac, a pus mâna și imaginați-vă că o scot o bagnotă de 5 euro. Sus acasă, vroia la a doua zi realun să-și cumpere ceva. Și mama când se scoale luni dimineață, a observat că băiatul e treaz, că n-a prea dormit. Băiete, ce-i cu tine? Mama, toată noaptea m-am întors în pat, dar de ce? Am luat 5 euro de la colectă. Dar nu te-a văzut nimeni? Nu! Auzi, te duci la școală și când te întorci, mergem la frați și le dăm bani înapoi. Când ajung, discută, omul care a adunat colecta a zis, l-am văzut când i-o luat, dar am așteptat să văd ce reacție va avea. Și-a luat păstorul și a zis, mă bucur, tu ai înțeles că Dumnezeu vede tot ce face. Eu mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea banii de care ai nevoie, dar tu toată viața să înveți ca niciodată să nu iei. Ce har să ajungă copiii noștri să gândească așa, dar ce trist! Cineva mi-a relatat un caz, era ca o confesiune oarecum, că băiatul era în Europa, se ocupa cu furatul și trimitea bani la mama. Și mama pocăită zice, vezi numai să nu te prindă, dragul mame. Vai, Doamne iartă! Părinți care nu gândesc la adevăr, la valori, la-i pune pe copiii noștri față în față cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu care este interesat de ei. Cu un Dumnezeu care îi place să vorbească așa cu un copil ca și cu Samuel. Da, va da Dumnezeu vise copiilor noștri, le va explica Scriptura, le va asculta rugăciunile, va trimite îngeri să-i însoțească în drumurile lor. Am avut copii, fiica noastră a fost născută din nou la 7 ani. A primit Duhul Sfânt la 9 ani și jumătate, rugându-se singură în casă. Îi drept că am așteptat după unii până la 20 de ani. Până să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Așadar, grija noastră, numărul unu să fie, să le vorbim despre Dumnezeu, despre planurile sale, lucrările sale, să-i facem cumva pe copii, să-i îndemnăm să se întâlnească cu Dumnezeu. După ce s-au întâlnit cu Dumnezeu, ne este mai ușor. Numele Domnului să fie binecuvântat. Mi-amintesc că parte din copii, după cum ajungeau să-L cunoască pe Domnul, puneau telefonul dimineața, se scoală la ora 6, se rugau, noi dormim jos, copiii la etaj, se rugau sus. Și soția auzi cum se roagă, plângea de bucurie. Dar încă nu erau toți. Și zic, dragă, ne sculăm și noi. După ce se scoală ei toți, putem dormi noi până mai târziu. Că asta e marea noastră grijă de copii. Până când copiii noștri
vor fi născuți din nou și vor fi copiii lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie binecuvântat, că El ne are în vedere pe noi și pe copiii noștri. Să se împlinească Isaia 54, care zice: toți fiii tăi vor fi ucenici ai mei și mare va fi propășirea fiilor tăi. Domnul să împlinească astfel de urări binecuvântate. Și în al doilea rând și ultimul, ce trebuie să urmărim noi în relația cu copiii noștri? Să implementăm o gândire familistă. Pentru ca cele două legăminte, la momentul potrivit, când se vor boteza sau când se vor căsători, să fie facilitate, adică să fie ajutați. Să implementăm în mintea copiilor noștri: El este tatăl, eu sunt mama, voi sunteți copiii, sunt frații voștri, surorile voastre. Uite, Dumnezeu așa a gândit familia împreună. Îmi amintesc că aveam un microbuz în vremea aceea, eram într-o misiune așa prin țară, chiar cu copiii, și era seară, noi socoteam că ei dormeau și cu soția discutam, eram în față și era așa un bărbat, o femeie, mai tineri, mai în vârstă, și ziceam: vezi cum a rânduit Dumnezeu, un bărbat și o femeie. Din coace altă familie, mai tânără, un bărbat și o femeie, dar unul dintre copii nu dormea, zice: da, un bărbat și o femeie și câțiva copii după ei. Zic, da, dacă Dumnezeu a rânduit și pe aceștia să trăiască, să se simtă bine în regimul ăsta de familiști, să le convină noțiunea aceasta. Am citit undeva și am receptat ideea să învățăm pe copiii noștri cele două rugăciuni Tatăl nostru. Care sunt? Prima e cea din Matei 6. Tatăl nostru care ești în ceruri. Tot ce voresc, se ceară lui Dumnezeu. Să ajungă ei să spună Tatăl nostru, nu că i-a învățat tata și mama de la 3 ani Tatăl nostru, să ajungă să-L gândească ei: Doamne, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, să ceară de la Dumnezeu pâine. Să se roage ca să nu fie duși în ispită, să aprobe împărăția lui Dumnezeu, voia Lui. Dar să poată copiii să spună și Tatăl nostru care ești pe pământ. Tatăl meu și mama mea care te am acasă. Fac-se voia Ta. Să înțeleagă ascultarea de părinți. Dumnezeu a vrut ca soțul, soția să stăpânească, vie împărăția Ta. Să te simți la tine acasă ca și un stăpân. Așa a vrut Dumnezeu să fim noi pe pământ. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți. Și ce să se roage copiii mai departe? Pâinea noastră. De ce nu tata și mama trudește pentru pâine? Cel puțin până sunt mici, cu ce contribuie ei? Pâinea noastră, ce ai toate zilele. Și apoi să se roage, să spună: tata și mama, iartă-ne greșelile, că și noi ne iertăm cu frățiorii pe aici. Iertați-ne și voi, că suntem numai copii. Și să se roage mai departe și să nu-i ducem în ispită, să nu-i întărătăm la mânie, că e valabil Tatăl nostru așa. Evident, la nivelul nostru, de oameni, nu? Și apoi se încheie. Cum se încheie Tatăl nostru? Să fie împărăția și slava, să-ți dea respectul copiii până la bătrânețe. Doamne, ajută-i să spună și Tatăl nostru ăsta de pe pământ. Dar pentru aceasta trebuie să-ți joci tu rolul întâi de familist. Dacă soția își păstrează locul ei de supunere față de soț, dacă nu vrea să facă fără aprobarea soțului, copiii vor înțelege și ei de la cine să învețe copiii supunere. De la mămica. De la cine să învețe băieții că tata trebuie să fie, să ducă greul fizic al casei? De la tata. De la cine să învețe băieții cum să se comporte cu fetele în adunare, spune 1 Timotei 5, și să se poarte cu toată curăția ca și cu niște surori, cum se poartă cu surorile lor? Diavolul vrea să distrugă familia, pentru că aici ne formăm în toate atribuțiile noastre de oameni. Aici se manifestă dragostea părintească, sacrificiu. Aici experimentăm cunoașterea lui Dumnezeu. Să fie o frumusețe când pleacă de acasă, când să se întoarcă acasă. Să fie, cum scrie în cartea Proverbele, părinții și copiii o slavă unii pentru alții. Cum scrie în epistola către Tesaloniceni, vă citesc din capitolul 2, 1 epistola, versetul 11: știți iară că am fost pentru fiecare din voi ca un tată o copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângăiam, vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic. Relațiile de familie
vor fi promotoare pentru dezvoltarea unor noi familii sănătoase. Ce har mai mare decât se poate spune băiatul? Aș vrea să fiu un soț la înălțimea tatălui meu. Să spună fiica, mi-aș dori să fiu așa o mamă fericită ca mama mea. Păzească Dumnezeu copiii noștri să spună, dacă așa e familia, nici nu mai vreau să mă mărit și să mă însor. Sau să trăiască într-un cadru în care să vrea să evadeze de acasă, am întâlnit și astfel de situații, vreau să mă mărit, să scap. Dragii mei, poate întâmpinați probleme cu copiii în a vă relaționa. Raportați-vă la nivelul de vârstă. Încercați să-i puneți față în față cu Dumnezeu și încercați să implementați sistemul de familist. Ajutați-vă fetele să devină mame. Învățați-le cum să devină soții. Să nu fie cum s-a întâmplat, cineva relata că s-a dus un băiat care nu știa ce înseamnă să devii soț în viitor. Zice, auzi, eu am citit, am auzit la biserică că bărbatul e cap, ține minte, vii la mine acasă, te trec pe numele meu și eu faci cum îți spun. Și se lăuda cu vorbele astea. Și niște prieteni au întrebat-o pe fată, zice, nu ți-e frică să te muri scâl, auzi, ce stăpân vrea să fie. Și fata asta zice, dă-i pace, că-i ultimele dorințe. M-a învățat ea mama cum se joacă bărbatul. Ce trist! Să mai împingi nebunia încă cu o generație? Să-ți distrugi copiii? S-a dus o femeie tânără la un slujitor și a spus, divorțez. Și a avut în gând să o întrebe, mamă ta trăiește? Părinții tăi ce spun? Sunt divorțați și ei. Dar ce și bunica ai divorțat? Chestiuni care n-au putut fi stopate. Mi-a spus într-o zi unul din băieți care a ajuns să priceapă, a zis, tata, de cumva mai sunt ceva moșteniri genetice și spirituale rele, încearcă să le stopezi la tine, să nu meargă mai departe. Că oricum ne vin influențe dintr-o parte sau altă. În familie, aici se trăiește viața, în relație cu copiii noștri. De exemplu, acum, la noi acasă este într-o încercare, soția este foarte bolnavă și băieții noștri au un post necurmat de mai multă vreme. Cel puțin doi sunt în fiecare zi, postesc până după 5:30, ceilalți doi au postul înainte de 5:30. Și chiar dimineața am vorbit cu unul din ei și spunea, tata, tu ești pe acolo, lasă că noi asigurăm fiecare zi. Ce har că nu suntem singuri. Ce bucurie când l-am văzut și pe ultimul botezat. Mi-am zis ca Pavel, nici nu mai vreau să mai botez în grabă, că este cine. Dar mi-a dat Dumnezeu harul să-i cufund pe fiecare pe rând în apă, să fie botezat cu Duhul Sfânt. Asta, cum vă spuneam, nu la aceeași vârstă, pe rând. Am trăit și momente mai grele, în care spuneau între băieți, mama, tu nu știi ce e în lume, că tu n-ai fost, dar are lumea lucruri frumoase. Cum era inima noastră? Ne-am văzut greșelile care le-am comis, că n-am știut să ne raportăm la diferite etape de vârstă, la fiecare tipologie de copil. Dar ne-a venit în ajutor Tatăl Ceresc. Dumnezeu să vă binecuvinteze casele, să dea harul copilor dumneavoastră să-L cunoască pe Dumnezeu, să-i încredințăm în mâna Lui, cum zice în proverbe, n-am așternut oare pentru tine sfaturi și cugetări, ca să ai încredere. De ce scriem Psalmul 78 să învățăm pe copii? Să-și pună încrederea în Dumnezeu. Să învățăm și sistemul vieții de familie, să o privească cu bucurie, chiar dacă sunt și greutăți în viața de familie. Dacă vor aprecia valorile de sacrificiu, de dăruire, de bunătate, când vor vedea cât se sacrifică o mamă, cât jertfește un tată, cum se răsplătesc acestea, care e gândirea lui Dumnezeu, diferit de gândirea lumii. Asta vă doresc și închei.
să ajungă copiii dumneavoastră să spună de două ori Tatăl nostru și să o spună cu toată inima. Și să fie Dumnezeu din cer Tatăl lor. Și noi, ca tați și mame, să poată încheia copiii noștri rugăciunea cu cuvintele de respect și aminul lor de la sfârșitul celor două rugăciuni să fie binecuvântat de Dumnezeu. Amin.